În cursul zilei de astăzi, primarul orașului Comarnic a susținut o conferință de presă prin care a dorit să aducă la cunoștință motivele pentru care sala de sport a localității nu este funcțională. Asta deși lucrările au fost terminate la 14 noiembrie 2011. Conform administrației locale, principalii vinovați de această situație sunt Compania Națională de Investiții și firma care s-a ocupat de construcție. De un an și o lună și două luni facem corespondență cu aceste două entități și nu am primit niciun răspuns, dar nici lucrurile nu s-au definitivat la această sală de sport. Dirigintele de șantier a fost stabilit de către Compania Națională de Investiții. Cu toate că a privit cu ochi buni acest proiect, primarul Dorian Botoacă este dezamăgit de modul în care s-a desfășurat acesta. Am fost atât de entuziasmat când am obținut aprobarea de a se face o sală de sport în Comarnic, fiind foarte necesară pentru oraș. Școlile din localitate, număr de 6, neavând sală de sport pentru desfășurarea orelor de sport, pe timp de iarnă mă refer. Interesant este faptul că pe site-ul societății care s-a ocupat de construcția sălii de sport, aceasta figurează la categoria referințe. Primarul însă are o singură dorință. Pe mine nu mă interesează firma care a construit, nu mă interesează ce au trecut dumnealor la portofoliu de lucrări. Ideea este următoarea, e foarte simplu. Eu să-mi rezolv treaba mea, să pot desfășura activități acolo și cu asta basta. Nu mă interesează nici ce firmă a fost, nici cine este director, nici cine este în spatele firmei. Nu mă interesează absolut nimic. Pe mine mă interesează să-mi fac treaba pentru locuitorii localității. Autoritățile speră ca lucrurile să se schimbe de acum înainte, mai ales că astăzi, după mai bine de un an de când încearcă să ia legătura cu responsabilii lucrării, a primit un răspuns. La câte adrese am făcut către antreprenori, către constructori, nu am primit niciun răspuns până astăzi, pentru că așa cum am făcut dumneavoastră invitație pentru a participa la conferința de presă organizată, le-am trimis și dumnealor și către Compania Națională de Investiții să participe. Lucru care nu s-a întâmplat, dar firma constructoare mi-a trimis un răspuns prin care îmi spun că ne înțelege nemulțumirile, sunt în negocieri cu firme pentru achiziția materialelor. Valoarea totală a investițiilor făcute pentru a ridica sala de sport din Comarnic se ridică la 800.000 de euro. Mi-aș dori ca această sală să devină funcțională cât mai repede și să îi pot invita la competiții care se vor desfășura în această sală.